Negociatorul șef al Republicii Moldova la Bruxelles, Cristina Gerasimov, are mai multe studii obținute la instituții de învățământ prestigioase de peste hotare, dar și o experiență de muncă dobândită în domeniul științelor politice, la fel în afara țării. Cum arată parcursul său educațional și profesional până la numirea în funcția de negociator șef la Bruxelles pentru aderarea la Uniunea Europeană, urmăriți în continuare. Potrivit CV-ului său, Cristina Gerasimov a absolvit Facultatea de Relații Internaționale din cadrul Universității de Stat din Moldova. Ulterior a făcut un master la Universitatea Wrocław din Polonia și încă unul la Institutul European pentru Studii Internaționale Avansate. De asemenea, a făcut doctoratul în științe politice la Universitatea Rutgers din SUA. În perioada 2013-2017, Gerasimov a deținut funcția de lector în Departamentul Științe Politice a aceeași instituții de învățământ. Din 2017 până în 2020, diplomata a fost cercetătoare la The Royal Institute of International Affairs și Consiliul German pentru Afaceri Externe. În ianuarie 2021, Cristina Gerasimov devine consilier al președintei Maia Sandu în domeniul politicii externe. Ulterior a fost consilier prezidențial pe politică externă și integrare europeană. La sfârșitul anului trecut, Gerasimov a fost numită secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.